Program prezentat de SOS My Doctor, cei mai buni doctori, sănătate mai bună. Bună ziua, numele meu este Anton Vali, sunt medic specialist dermatolog. Vin în atenția dumneavoastră cu un subiect destul de mult discutat în ultima perioadă, și anume vergeturile. Vergeturile sunt, din păcate, principalele afecțiuni care deranjează, din punct de vedere estetic, în primul rând, atât femeile, cât și bărbații și, de ce nu, din păcate, și adolescenții sau persoanele de vârstă tinere aflate la pubertate în creștere. Ca o mică definiție, vergeturile sunt descrise ca și cicatrici fine la nivelul pielii. Ele apar atunci când pielea, evident, este afectată de o întindere din diferite cauze. De exemplu, cele mai afectate sunt femeile la sarcină, într-un procent destul de mare, studiile arătând 70-90% din femei având, din păcate, această consecință asupra pielii de pe abdomen, în lunile 6-7 în special. Alte cazuri întâlnite le găsim și la femeile care nu neapărat discutăm de o sarcină, ci pur și simplu, din punct de vedere genetic, al tulburărilor hormonale, fluctuații de greutate, când mai slabe, când mai plinuțe, dar există și factorul incriminatoriu de un stil de viață mai puțin potrivit. Ca și recomandări în a preveni vergeturile, trebuie să subliniem mai multe, printre care un stil de viață sănătos înseamnă a ne hidrata suficient, a avea un aport alimentar cât mai sănătos posibil. Vitaminele care țin sub control, să zicem așa, sunt vitaminele A, C și E și, evident, cremele. Cremele, din punctul de vedere, de indiferent ce natură, nu mai să ne dăm cu cremă și este un lucru destul de important. Un lucru mai puțin plăcut este faptul că vergeturile însă nu se tratează, nu se vindecă în totalitate niciodată. Ceea ce vine în ajutorul lor sunt însă aparatele microinvazive, procedurile nechirurgicale, gen microneedling, dermabraziune, microdermabraziune și laserele CO2 fracționate. Acestea însă trebuie menționat că nu vindecă în totalitate. Ele doar ajută la a estompa, la aduce la o ușoară vindecare de suprafață spre a nu mai fi atât de ușor vizibile. Însă aș atrage atenția asupra persoanelor care le privesc pentru prima dată atunci când ele sunt incipiente, sunt de culoare roz-roșu. Atunci ele sunt mult mai ușor de estompat decât atunci când ele devin deja albe, ceea ce înseamnă de mai mult timp apărute la nivelul pielii. Ca și zone anatomice, sunt zonele de abdomen, de flancuri, zonele de coapsă, de fese. În rândul adolescenților, vergeturile apar atunci când corpul se dezvoltă fiziologic, anatomic, natural. Evident, la fel, pielea întinzându-se brusc, pielea își pierde din fibrele de elastină și, din păcate, apar vergeturile. Vergeturile în prim stadiu, în stadiu incipient, sunt de culoare roz-roșu. Sunt situații în care, în funcție de fototipul de piele, de la blond, mai puțin blond, alb, un fototip ușor brunet, dar și aproape brunet, atunci și vergeturile pot apărea sub diverse culori. De la roz-roșu în prim stadiu, după care un alb ușor sidefiu și pachiar spre roșu, violaceu, vinețiu la persoanele mai închise la ten, la culoare. Ca și folosirea cremelor, sunt recomandate pe tot parcursul vieții, indiferent de că suntem femei, bărbați sau copii adolescenți. Ele fac să vină ca și o metodă de prevenție, ajută în a hidrata pielea, chiar dacă poate simțim că nu avem nevoie în mod direct, însă ajută în a preveni apariția vergeturilor. Ca factor de risc în ceea ce înseamnă vergeturile sunt
predispoziția la sexul feminin, însă și bărbații pot suferi de această modificare a pielilor. Vorbim de dereglările hormonale, vorbim de diverse afecțiuni endocrinologice, tulburări genetice. Aici putem aminti de sindromul Cushing, de sindromul Marfan. La fel, vergeturile apărând sub aceeași formă și datorită acelui proces fiziologic, ruperea fibrelor de elastină și pierderea colagenului. Alți factori de risc sunt obezitatea, pierderea bruscă în greutate. Putem adăuga ca factor de risc și multiplele sau procedurile de chirurgie plastică asupra măririi sânilor sau a micșorării sânilor. La fel, sunt zone predispuse pentru vergeturi. Putem enumera și dereglările hormonale, precum și tratamentele pe bază de corticoizi. Persoanele care, din păcate, au recomandat pe perioade îndelungate de timp de tratamente corticosteroizi, cu atât mai mult au predispoziția apariției vergeturilor. În încheiere, aș vrea să menționez încă o dată faptul că vergeturile nu doar nu pun viața în pericol, sunt, din păcate, doar inestetice pentru indiferent dintre noi, indiferent ce vârstă și ce sex am avea, și cel mai important lucru, ele nu pot fi tratate, vindecate în totalitate niciodată. Ele doar cu ajutorul procedurilor, fie într-un cabinet de dermatologie, fie într-un cabinet de înfrumusețare, ele pot fi doar estompate, ușor estompate din suprafață în profunzime, prin mai multe sau mai puține ședințe ca și număr, asta în funcție de gravitatea și de perioada de care persoana respectivă le-a dobândit. Din punctul meu de vedere, este bine ca fiecare dintre noi să înțelegem că sunt și afecțiuni, boli cutanate, apărute la nivelul pielii, care nu trebuie însă să ne facă să ne acoperim în totalitate, să nu știm să ne apreciem, să avem, știu și eu, o stimă de sine scăzută, ci din contră, trebuie să înțelegem, noi moștenim o genă. Prin această genă trebuie doar să înțelegem, să știm, să învățăm cum să prevenim apariția anumitor afecțiuni atunci când dăm de ele. Nu să încercăm să scăpăm pur și simplu fără a avea un acord, un consimțământ de specialitate, în principal al unui medic dermatolog. Program prezentat de SOS My Doctor. Cei mai buni doctori. Sănătate mai bună.